Bine v-am găsit review smartphone-ului Oppo Reno 4 Red. Este vorba despre un smartphone mid-range care are un preț de aproximativ 1500 de lei în momentul realizării acestui review. Avem de-a face cu un device cu numai puțin de 6 camere foto, 2 pe partea din față și 4 pe partea din spate. Displayul AMOLED de 6,43 inch are o calitate foarte bună. Rezoluția este de 1080 cu 2400 pixeli, iar displayul este protejat de Corning Gorilla Glass 3. Pe partea frontală mai găsim un senzor pentru amprente, foarte rapid. Bineînțeles că telefonul poate fi deblocat și prin recunoaștere facială. Iar pe partea din spate avem un plastic colorat în două nuanțe, camerele foto și brițuri. În partea de jos avem portul USB Type-C, difuzorul și portul jack. Avem și un set de căști incluse în pachet, un set de căști cu design foarte reușit. Tot în pachet mai avem și o husă de protecție pentru partea din spate. Oppo Reno 4 Red este un smartphone foarte ușor pentru categoria de preț din care face parte. Cântărește numai 164 de grame, se simte foarte ușor în mână și este și foarte subțire, măsoară 7,4 mm în grosime. Smartphone-ul este dotat cu un procesor MediaTek Helio P95 și numai puțin de 8 GB de memorie RAM. Memoria internă este de 128 GB și poate fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Iată și slotul unde sunt introduse caracterele SIM și cardul microSD. Și acum o să discutăm puțin despre cele 6 camere foto. Pe partea din față avem două camere. Una de 16 megapixeli și o alta pentru efectul bokeh. Avem foarte multe efecte de înfrumusețare. Avem și efectul natural, bineînțeles. Pe partea din spate avem patru camere foto, una principală de 48 de megapixeli, o cameră ultra-wide de 8 megapixeli și două camere pentru adâncime, pentru efectul bokeh, de câte 2 megapixeli. Smartphone-ul este capabil să filmeze în format 4K cu ajutorul camerelor foto din spate la 30 frame-uri pe secundă și în format Full HD la 30 frame-uri pe secundă cu ajutorul camerelor foto de pe partea frontală. Deși smartphone-ul este foarte subțire, are o baterie de 4015 mAh suficientă ca să reziste o zi de utilizare destul de intensă. Putem juca jocuri, putem realiza mai multe fotografii și clipuri, iar smartphone-ul va rezista de dimineața până seara. Și acum haideți să intrăm în câteva jocuri, să vedem cât de repede se încarcă. Voi intra în Sonic Dash, să vedem cât de repede se încarcă acest joc. Apoi voi intra și în PUBG. S-a încărcat repede. Să vedem și cum rulează PUBG. Am intrat în PUBG. Jocul rulează foarte fluent, așa cum era și de așteptat. Search for vehicles. Help! Și acum voi intra și în Brawl Stars să vedem cum rulează și cum se încarcă jocul, cât de repede se încarcă. Foarte rapid. Și acum să ascultăm cum redă sunetul Oppo Reno 4 Red. Sunetul este la maxim. Sunetul
se aude destul de clar, însă nu foarte puternic. Bineînțeles că putem folosi setul de căști în pachet. Și datorită portului jack ne putem bucura de sunet mult mai puternic. Această dotare este din ce în ce mai rară pe telefoanele lansate în prezent. Mă bucur că o avem pe Oppo Reno4 Lite, un smartphone care are un raport calitate-preț foarte bun. Mie personal îmi place foarte mult display-ul AMOLED, precum și faptul că nu avem de-a face cu un smartphone greu. Este cu aproximativ 20-30 de grame mai ușor decât concurenții direcți. Avem și 4 camere pe partea din spate, 2 camere pe partea din față. Ne putem bucura de efectele bokeh și în cazul clipurilor, nu doar în cazul fotografiilor. Avem și un senzor pentru amprente integrat în display, un senzor foarte rapid. Smartphone-ul Oppo Reno 4 Lite are un raport calitate-preț foarte bun. Vi recomand cu încredere și aștept părerile voastre despre acest device. Vă invit să recomand și alte gadgeturi Oppo pentru teste.